Cântările de la Denia din Sfânta și Marea Zi de Miercuri au un caracter special. Ele pun în antiteză femeia păcătoasă, care prin pocăință sinceră și vărsarea lacrimilor primește iertarea păcatelor, și Iuda, ucenicul înșelător, care prin viclenie se îndepărtează de iubirea lui Hristos. Un ucenic care s-a bucurat de dragostea Domnului, pe care l-a răsfățat tot timpul misiunii sale, iată, îl trădează și îl vinde cu 30 de arginți. Și o femeie păcătoasă, în sufletul căruia se naște pocăința, se mântuiește. Mult l-a iubit pe Mântuitorul și mult i s-a iertat. Toate deniile au un caracter eschatologic. Ne aduc aminte de sfârșitul viacului și ne aduc aminte de sfârșitul vieții noastre. Și de faptul că e bine să fim pregătiți tot timpul. Cunoscut și sub numele de Cântarea Casianei, acesta este unul dintre cele mai frumoase imne din Săptămâna Pătimirilor, care se aude la Denia din Marea Miercuri. A fost alcătuit de o monahie imnograf din secolul al IX-lea, Sfânta Casiana, prăznuită de Biserica Ortodoxă la 7 septembrie. Structura și stilul cântării urmăresc îndeaproape mesajul celor 7 psalmi de pocăință. Ca și acești psalmi, cântarea Doamne, femeia aceea ce căzuse, invocă mila și iertarea lui Dumnezeu.